Treceau oamenii pe stradă și întorceau capul când îl auzeau cântând. Din casă, la trompetă. Atât de frumos prinsese tainele de la marele Costache Florea, zis Hopa Mitică. Studiam că n-aveam ce să fac acasă, toată ziua studiam. N-aveați internet pe vremea aia. Nu era internet. Guardeți pe Facebook ca lumea. Da. Și pe TikTok. S-a îndrăgostit de muzică la începutul anilor 50 și de vreo 70 de ani mai toți marii lăutari s-au intersectat cu trompeta lui fermecată. De câte ori au avut ocazia? Dar cu cine ți-a plăcut cel mai mult? Cu Siminică, cu Gabi sau cu Romica? La înregistrări. La înregistrări. Cu Romica mi-a plăcut. Normal. Cu Romica? Pentru că Romica... Ce avea Romica special? Cânta și frumos. Nici o femeie nu a cântat ca așa de... clar și frumos. Deci nu i s-a spus întâmplător regina lăutarilor, nu? Da, și... cam dintre toate damele. Acum, Costel zice că ea a fost... Nu se mă ierte, și Gabi a cântat frumos. Foarte frumos. Pe asta ziceam. Da. Dar nu ca Romica. Nu. A fost unul dintre cei mai râvniți instrumentiști și sumele de bani care se licitau pentru a-l prinde la o nuntă par și astăzi, precum amintirile lui, desprinse din povești. Uite care-i situația. Noi îți dăm cât vrei dumneata. Nu e problemă de bani, dar vrem să vedem și noi trompeta și numai așa să vedem dumneata ești. E unul dintre ultimii lăutari care își mai amintesc terasele de odinioară, fracurile scurte și perechile de cai cu garoafe la urechi. Costel Vasilescu, trompeta de aur a Bucureștilor. Dacă se desface cutia aia și eu îl văd pe Costel în fața mea desfăcând cutia, ăia începeau să urle, așa îmi vine și mie, dar mă abțin. Hai să ne împăcăm, că e vorba aia. E vorba aia la noi, la români, că decât să ne certăm, mai bine ne împăcăm. Păi da, mă. Să luăm și o gură, să prindem curaj. Uite că la ruși nu e așa. Mai luăm o gură și ne certăm. Ferească Dumnezeu, da. Da. Să știe. În primul rând vreau să vă spunem bine ați venit în căminul nostru cultural. Ne faceți o mare bucurie și vă așteptăm de când am început, practic. Da. Cea mai mare plăcere, am venit și eu la dumneavoastră, pentru că întotdeauna, de când m-a solicitat Bogdan, am fost lângă el. Frumos. Foarte drăguț. Eu sunt foarte emoționat. Eu, în episodul ăsta, adică sper să n-am vreo reacție din asta, pentru că sunt extrem de emoționat. Că păi poate că e momentul perfect să te rog să prezinți tu invitatul de onoare de astăzi. Invitatul de onoare începe de acolo, din capătul mesii. Așa ar trebui să vedem trompeta. M-am bucurat foarte tare că ai avut ideea năstrușnică de a o pune acolo ca să încununeze cumva masa noastră de astăzi. E o trompetă cu capac și surdină. Acum, de fiecare dată eu, când nu mai punem că scrie 1947 pe ea, dar de fiecare dată când Costel desface cutia și văd cum lucește trompeta înăuntru, mă gândesc și eu la niște domni. Mă gândesc la King Oliver, mă gândesc la Count Basie, mă gândesc la Duke Ellington, asta ca să zic un duce, un conte și un rege. Să intrăm așa ușor, frumos, ușor în ce avem noi de frumos povestit. Parcă suntem undeva pe la începutul secolului 20, de fiecare dată când o văz așa așternută și montată, undeva la New Orleans. Și de fiecare dată când vorbesc de trompetă, Costel mă oprește și îmi zice, stai bre, că așa a aranjat trompetele Hopa Mitică, adică Costache Florea. El m-a învățat. Lucru pe care de aici aș începe, de fapt, cât de mult apreciez faptul că Costel, de fiecare dată când vreau să vorbesc cu el despre el, da, nu vorbesc despre el, în primul rând vorbesc despre profesorul lui, că așa îi place lui să înceapă discuția. Sigur că profesorul lui, despre care o să vorbim îndată, care a fost copil de trupă în brigadele regale ale regelui Ferdinand I, avea tipicul lui pe care o să-l descoperim, dar trompeta asta la care a cântat Costel s-a auzit în urechi de florărese cu fuste crețe, în urechi de doctori, în urechi de profesori, în urechi de ingineri, în urechi de atât de multe categorii de oameni, sâmbetele, joia, duminicile, în cât un colț sau altul al Bucureștiului. Am auzit-o la radio, am auzit-o la Electrecord alături de, să zicem, doar imprimările, Romica Puceanu, frații Gore, Dona Dumitru Siminică, Fane Vișan Chioru, dar de aproape un deceniu a amuțit. Dar de fiecare dată când o văd, sunt perfect conștient și mi-aș dori ca oamenii care se uită la noi să înțeleagă că e ultima. E ultima așa. Și
încercând să-mi stăpânesc emoțiile, o să-i spun și eu bine te-am găsit, Nea Costele, să rămână și îți mulțumim bine, din suflet că ai venit. Bine, te-am găsit și eu, la fel. Costel Vasilescu, instituția, este momentul ăsta. Trompeta de aur a Bucureștilor, ce fără frumos. Discuție. Fostă. Fostă și actuală. Odată ce e ca și la campioni, odată ce ai devenit campion olimpic, ești campion olimpic toată da, viața. Da, da. Da. Ca să o luăm de la începuturi de tot, trebuie să spunem din capul locului că Costel se apropie vertiginos de vârsta de 82 de ani. Este o mare bucurie pentru noi da, eu să-l avem să alături. Că faceți 38 în curând. Am înțeles eu greșit. Picior, da. 38. Și... Sunteți scorpion, nu? Da, scorpion. Frumos. Pentru că vorbim de o carieră atât de lungă, aș începe cu începutul și aș începe de la un lăutar pe care eu l-am pomenit adineauri. Da. Ce poți să ne spui, Costel, că nu mai sunt prea mulți care poate să ne spună, de Fane Vișan Chioru? Fane Vișan, da. Cum l-ai cunoscut prima oară? L-am cunoscut pe Dudești, stătea pe Dudești. Da. Era orb. Era orb. Era orb ca bluesmenii de la începutul da. Secolului 20. Avea o soție din care îl ducea. Soția îl ducea la, da, la treabă. Da. Da. Și el era, cum să zic, la țigani, era plăcut rău de tot. Cine îl iubea cel mai mult? Ăsta, un Virbilan care stătea pe la capătul lui 5, pe Floreasca, pe acolo. Ce neam era Virbilan? Era Cocalar. Cocalar. Deci acolo stătea Cocalarii, da. la în Floreasca. Da, era pe vremea când nu era electrificată. Era un tip de... E un neam, e un subgrup al romilor. Da, e un Cocalarii. Subgrup ăsta, da. Așa de mult îl plăcea ce nu s-a pomenit. Și vine o dată, bine, am cântat mai de multe ori la el cu Neafane. Neafane acum mă lua pe mine că el a fost învățat cu o pamitică să-i dea returnele. Ok. Și când el m-a mai cântase pe mine, cu Popa Mitică. Nu mai mă lăsa deloc. Vinea la mine și mă angajea, îmi dădea niște bani. De ce? Că deci... erai, îți dădea cât vroia el acolo, da, nu-i dădea ca lui Popa Mitică, care era vedetă. Tu erai copilul, cum ar veni și îi da, plăcea. Da. Na. Și ducându-mă la Virbilan ăsta cu el, dar și el a prins drag de mine, Virbilan. Ok. Zice, vină cu Costel, Neafane. Da, și ne-a angajat pe un timp așa spre iarnă, știi? Okay. Era frig afară. Avea o cameră mai mare și ne-a băgat acolo. Nu avea curent. Nu era electrificată Floreasca. Deci suntem... Era două lămpi. În ce an s-a întâmplat povestea asta? Cam prin ce an așa? Cam câți 60. Ani avea? Prin anii 60. Mm-hmm. Nu, cred că chiar coadă de poate. 50. Câți ani zici că aveai, Costel? Aveam 18 ani. Aveai 18 ani, deci cam 60, 59-60 pe da. Acolo. Da. Și ne-am dus acolo și ne-a băgat în casa aia. Zice, cum vorbea el, eu râdeam. Zice, Costele, știu că tu nu bei decât cabarnet cu pexic. Cu adevărat cabarnet. Cabarnet cu pexic. Da. Și de-aia îmi punea într-un pahar așa, cabernet da? Și cu pepsi. Și beam și eu cât un pahar. Eu nu mi-a plăcut băutura în viața mea așa. Și... A început să cântăm. Am cântat. Dom'le, la un moment dat, ăsta, fanii ăsta, Vișan, avea o voce extraordinară. Pe la nunți, era stățile alea, de ziceai că sună conserve. Așa erau vremurile alea, da. Și avea un difuzor de la în loc de microfon. Aha. Da, ca un direct difuzor. Prin megafon. Da, de captură cumva. Da. E să și poate cânta la difuzor. Da, sigur. Da. Și el lua stația și o pune deoparte și cânta fără anunț. Deci da. Avea și plămâni, ca să avea zic așa. Plămâni extra. Fane Vișan Chioru fiind, începând să cânte pe la 1915, este din generația lăutarilor crescuți fără microfoane. El când avea el 18 ani, nici nu erau. Da. Ce vreau să spun? El era un om așa, când făcea el program, trebuia să facă program, să aibă succes. Adică ce înseamnă asta? Că nu cânta doar o piesă, două sau care era? Nu, cânta o piesă, două. Cânta 5-6 piese. Okay. Și dacă îi dădea bani, cânta mai mult. Ok.
Și a cântat romanța asta, era lui și era învățat cu o pamitică de dădea returnări. Femeia mea, spunea. Femeia mea, asta este un cântec scris de Zavaidoc, de Marin Teodorescu, la începutul anilor 20, care încă mai răzbătea la coada anilor 50 în Mahalale, romanță în care îi plăcea să aibă partea de introducere cu trompeta spre vechea operetă. Deci era puțin, se asculta un pic alt tip de muzică față de ce se ascultă astăzi în aceeași zonă, să zicem. Sigur că da. Păi mă refer tot la capătul 5, să zicem, în Floreasca, unde astăzi, acum, mă rog, sunt clădiri de birouri înalte. Pe vremea erau case. Erau case. Nu știu dacă erau șosele. Erau, și din când în când se mai cânta și romanța ca un apanaj al lumii vechi. Uite, bă, ce cântam eu la boieri când eram copil. Unde vreau să ajung. Așa. Și a început, i-am făcut eu returnerea, Costele, berea la mine. Așa. Și eu, mai tânăr, mi-era rușine de el, respectam foarte normal. Și dau returnerea aia și până și simțeam atunci o mare fericire, când a făcut așa, s-a simțit lăbâșit. Atins lampa de la glas. De la volumul ăla. Așa. Și lămpile erau cu ce? Cu gaz? De gaz. Deci atât a suflat că a stins lămpile. Da. Când a stins, simțeam atunci o mare fericire. Acum și lăutarii zilei de astăzi, chiar și cei mai tineri, unii dintre ei plămâneau. Da, da, s-au învățat cu microfonul. S-au învățat cu stațiile alea. Ei știi ce nu prea mai au cei de astăzi, cred, urechi. Pentru că urechile nu mai fac față la volumul la care ascultă ei. Lumea își face impresii false dacă se gândește că doar publicul e cel afectat. Acum, muzicanții sunt și ei la fel, deopotrivă, adică urletul ăla s-a tot în urechile lor se sparge. Vreau să spun că acum, pe timpul ăsta, cu aparaturile astea, are avantaj mult. Toți. Normal. Când cântați dumneavoastră la început, nu erau microfoane pentru fiecare instrument. Nu erau microfoane pentru niciun instrument. Și cum nu vă acoperați unii pe alții? Așa bine. Și să, muzica lăutărească să cânta mai frumos, fără stație. Areți. Mai cald, mai la ureche. Și vă echilibrați așa unul cu altul. Bineînțeles. Nu vă acoperați. Nu. No. De exemplu, când ieșea unul și făcea o returnere, restul acompania ca lumea, mai ușor. Frumos, mă. Deci era un respect între muzicanți. Da. Ca să ne întoarcem la Fane. Fane avea doi frați, nu? E corect? Țimbaliști amândoi. Nicolae Marele Nicolae Vișan, marele țimbalist Nicolae Vișan, care cânta... Tony, când toată viața lui a zis că nu-i place de niciun țimbalist decât de Nicolae Vișan. Nicolae Vișan. Da. Și ălălalt mai mic, care cânta cu țambalul mic. Nu, era mai mare decât... Sau mai mare. Mai bătrân. Cum îl chema? Sterică. Stelică Vișan. Sterică... Și Stelică Vișan era cu el la treabă tot timpul, cam el îl ajuta să-l ia, să-l ducă cu Fane Vișan, nu? A, da, era cu... lua mereu pe ăla, da. Ca asta mă gândeam eu, adică nu era complicat? Cum îți iei avansul? Cum iei arvuna? Venea lumea la el acasă? Adică cum, ca lăutar orb, totuși, te ajută fratele tău să te ducă, dar cine-l pregătea, cine-l îmbrăca, cine-i primea clienții? Și mi se pare că era foarte... Asta? Probabil că soție, fratele lui. Sau fratele. La fratele lui avea și o nevastă, cum se cade, care avea grijă de Leonora, o chema, și de multe ori ei venea după mine și strica de jos, eu stăteam la un bloc și la un bloc, vai de capul lui, paradit rău, asta până 63, 64, 65, până 68 am stat acolo, 5 ani am stat. Formă mi-a luat-o ca și cum venea? Venea cu, venea cu soția sau venea cu Stelică? Venea cu soția de mână și stătea jos acolo și zicea, Costele! S-auzea tot blocul ăla. Eu ieșeam repede și era o ferestru că Vișane, vin imediat. Imediat. Dar vecinii nu vă știau, oricum. Ieșea toată lumea la balcone, sunt convins, când îl auzeau cum striga. Când auzea așa. Și Neofane ăsta... cum să zic, avea niște imprimări. A făcut... La începutul anilor 50 a făcut un disc. Da, foarte bun. A făcut un disc, are piesa aia... Camantejau, Ando Parco, hai să ne plimbăm în parc și pe fața elaltă dăm boierule nevastă. Dăm boierul, 51 sau 52, un țigan avea o casă. Da.
în limba romanii, numai el și cu Siminică au făcut ceva în limba romanii în anii 50, deci, după aia n-a mai fost voie. Asta, cum să zic eu, muzica țigănească se diferă de muzica lăutărească puțin. Așa, așa, așa. Știi de ce? De ce? Pentru că mulți lăutari, când făcea și ei nunțile, mai lua cât un băiat ăsta care cânta bine muzică lăutărească, dar cânta țigănește mai mult. Și când termina, mă, ți-a plăcut de ăla? Mi-a plăcut, mă, dar să o ulea prea mult. Era prea jelită. Adică mai țigănește. Eu înțeleg exact fapt, ce ziceți. De fapt, Costel și generația lui, începând cu anii 50, au făcut-o un pic mai pop. Au făcut-o un pic mai accesibilă, cât să le placă inclusiv majoritarilor muzica asta, adică ceea ce s-a și întâmplat. Jelită, dar asta a fost contribuția lor ca generație artistică în anii 50, că ăia bătrâni cântau ca la blues. Era un plânset mai mult. Un plânset, cum zicea și Gicu. Gicu, chitarist, a explicat frumos. Lălăiturile, exact. De exemplu, eu am făcut imprimările astea la Electricolt. Da. Cred că 30-40% e făcute de mine, piesele. N-au mai fost preluate. Repertoriul lui dur de trompetă. A, pentru că nu erau ușoare, asta spuneți. Bineînțeles. Foarte complicat de abordat. Pentru mine este fascinant cum v-ați dus cu trompeta. Mă rog, atunci când vezi trompeta, mai ales cu capac, te duci în zona jazz cu gândul. Da. Asta de la Hopa Mitică. Asta numai de la Hopa Mitică. Da. Câți ani să fie avut Costel? 7 ani, 8 ani, 9 ani? Când l-ai văzut pe Hopa Mitică prima oară? Aveam vreo 12 ani. Vreo 12 ani, deci până 52-53 pe acolo, bun. Ai început să... Unde cânta el? Întâi? El era la ansamblu Sfatului Popular. Și la nunț unde cânta? Și la nunț cânta la Bultin. La Florari. Unde asta? În cartierul Tei. Acolo era... pâinea și unde erau florarii ăștia? Pătei, deci în cartierul Tei, acolo erau moldenii. Cele mai frumoase nunți organizate și astea, acolo s-a făcut. În toată țara, dacă vrei. Și cum i-a venit lui ideea asta să adapteze o surdină? Să nu sune mai tare decât viorile, decât acordeoanele? Că eu la asta mă gândesc. Spun de cum... Cu trompeta se cânta fără surdină, da? Da, normal. Ca la fanfară. Da, corect. Ăștia nu le plăcea fanfarele. La obor, în fiecare an se făcea bălciuri. Da. Așa. Și cum era la obor? Cum era la obor? Spune-ne un pic cum era la obor atmosfera atunci. Era bălciuri de alea frumoase. Cu lanțuri, cu călușei? Cu lanțuri, cu călușei, aha, cu restaurante, cu cânta Maria Tănase. Circ, fărmiță. Exista circ? Da. Circ de ăsta, ambulant. Da, ambulant, alea mici. Motociclete cu nenorociri. Da, da. Și făcându-se... Zidul Morții. Zidul Morții, vă, și făcându-se în toamnă, era cu must. Povestea era cu mustul. Aia era. Unde era must, era și pastramă. Da, must, exact. Pastramă. Și tu i-ai văzut pe Maria Tănase și pe fărmiță? Păi cum să nu? Ai văzut câți ani aveai? Eu cântam la un lanț de ăsta. La un lanț, la o tiribombă. La o tiribombă, da. Și, cum să zic eu, așa, vis-a-vis era un restaurant. Ok. Și cânta acolo... Maria Tănase. Maria Tănase, da. Și cu ăsta, cum îi spune? Fărmiță, cu acordeonul, da. Da? Și vine lumea multă. Cred că venea. Vis-a-vis de hală era locală, nu? La hală acolo. Da, acolo, vis-a-vis de hală. Hala era construită pe vremea aia? Nu. Nu era. E locul cum ar veni. Cum ar veni vis-a-vis de hală unde ar fi acum. Arăta exact ca un spațiu de bâlci, practic, nu? Da. Totul tarabe pe jos. Tarabe. Și ce categorie de oameni veneau? Veneau de toate felurile, nu? Și amărășteni și mai cu bani. Toată lumea, pe la țară. Tot Bucureștiul și împrejurimile. Cel mai mare bâlci n-a fost niciodată în altă parte decât acolo. Acolo, la obor. Unde, apropo, ne legăm și de un cult foarte vechi al moșilor, că de-aia zice moșilor, e vorba de un cult al morților, de un cult al strămoșilor. Noi nici nu știm sigur până în zi de azi. Nu tu ne-a te referi convins... acum la locație, la bulevardul, la calea moșilor? Sau nu? La târgul de moși. Nu știm cu precizie, îl avem pomenit încă din secolul al XVIII-lea, dar nu știm cu precizie când o fi apărut. E posibil să fie o chestie de-asta foarte veche care se transformase într-un divertisment generalizat când era Costel copil.
dar este o poveste care ne duce la cultul moșilor. Aia înseamnă. Acolo bem un pahar și vorbim de moșii noștri, ceea ce facem și noi aici. Nenea Costel, poți vă întreb ceva? Cât de mare era impactul Mariei Tănase? Că sunt curios așa cam la nivel... Pe timpul ăla? Da. Să știi că nu era chiar mare așa cum mai mult a fost după ce a murit. Da? Da. Deci în timpul vieții, cum știm noi românii, mă? Se întâmplă, da. Incredibil. Așa e. Aoleole, trebuie să ducă omul pe lumea cealaltă ca să-i recunoaștem cu adevărat valoarea. Asta este lege la noi. Hai de capul nostru. Și Hopa Mitică, unde cânta el? Cânta la un local, din ce mi-ai povestit, la... Nu. Cânta la circul de stat. La circul de stat. A fost angajat. Mm-hmm. Mm-hmm. În orchestra circului. În orchestra circului. Circul pe vremea aia având orchestră, să ne înțelegem. Sunt oameni care se uită la noi, care sunt tineri și care știu că astăzi se pune pe bandă. M-am dus, de vreo 2-3 ori m-am dus la el la început și era unul care juca cu el table. Așa. Și mi-a spus, zice, și ăsta e un trompetist. Era cu el la circ. Trompetist de muzică clasică, da. Dar când m-a auzit pe mine cântând așa, bă, Mitică, bă, păi eu stau de atâția ani cu tine aici și așa, am vrut să-mi pus și eu de la tine, bă, și ăsta mic a venit acum și cântă ca tine. El, ca muzician de muzică clasică, să chinuia să-l convingă pe colegul lui care cânta între florari, arată-mi și mie o horă de aia lăutărească, să învăț și eu de la tine altceva. Și nu reușea de ani de zile să prindă stilul. Și a venit copilul pe care nu-l învățase asta la prima audiție, cum ar veni. Dar el, tu mi-ai spus că cânta la un local, la Birjaru, pare mi se. Făcea anunți. Făcea anunți. Acolo, tu acolo l-ai auzit prima oară. Salon de... Când l-ai auzit prima oară, când l-ai văzut prima oară, asta vreau să-mi povestești. Cum a fost Hopa Mitică pentru tine când l-ai văzut? Cred că până 55-56. Avem 15 ani, 14 ani. Era târgul ăsta. Și vinea din Moldova mulți sufletori de ăștia. Fanfarele, care cânta și mie îmi plăcea să-i ascult. Armonia cu basuri de alea mari. Când vedeai heliconul ăla mare, după gât. Și plecam... Vă referiți la tubă de suflat, tubă. Helicon, de la mai mare decât tuba. Când la toate instrumentele de suflat. Păi, da. Și la clarinet. Clarinetul l-am făcut cu profesor. Ok. Ce vreau să spun. Așa, și tu te duceai după fanfare. Eu mă duceam să-i văd. Aha. Și într-o zi, când m-am dus eu singur așa, cânta Maria Tănase și cu ăsta, și ascultându-i așa, am pierdut mai mult timp, știi? Și mă zic, ia să mă duc acasă. Mergând de la obor, eu stăteam în Ghica. Da. Acolo am crescut eu. Ok. În cartierul Ghica. Despre ieșirea din București. Ghica Tei. Da. Mergând așa, pe Teiul Doamnei, okay. Era un salon și niște trăsuri, vreo 6-7 trăsuri așa. Pe Teiul Doamnei? Ia uzi. Fusese la biserică, nu știu pe unde. Așa obișnuiau florarii să facă nunțile, puneau flori la urechi, la cai, și scoteau trăsuri, asta în anii 50. Pentru că florarii au fost prima comunitate de romi, trebuie spus, care au devenit ceva mai înstăriți. Okay. Perioada interbelică nu exista așa ceva, abia să prefigura povestea asta, dar până anii 40-50 au ajuns prima oară un grup compact de romi din urban să-și permită să ia lăutari, că lăutarii erau mai pentru gagi înainte. Da. Și am auzit și lăutari, zic, ia să ascult ce cântă ăștia. Când văd... Ați intrat înăuntru sau de la gard? Nu. Era salon mare așa, dar ușile, că era vară. Era deschise. Erau deschise. Și se vedea, orchestra era aproape la început aici. Ok. Și l-am văzut până la Mitică. Nu știam de Hopa Mitică, de habar n-aveam eu. Îmbrăca frumos, eu probabil. Pe timpul ăla nu prea mă gândeam să învăț trompeta. Mă gândeam la șoferie, că tata avea un frate care era șofer pe o mașină care căra struguri așa. Asta vreau să fac și eu. Să câștiga bine. Să câștiga mai bine decât tata. Tata, săracul, era până la nunți. De la grele pe Moldova. Fanfara,
Ce cânta, la ce cânta tata? Tot la trumpet. Tot la trumpet. Da, numai că ălea grele cu fanfara la Moldova, nu ăstea de fine dining. Da. Zic. Și când l-am auzit cu surdina aia, mi-a plăcut extraordinar. Zic, uite mă, ce... Eu n-am văzut până atunci să cânte cu surdina. Și m-am dus acasă și a spus și lui tata. Și... Am văzut pe cineva. Păi mă, eu știu, pe Mitică e un trompetist bun, cu tare. Când mai târziu am pus eu mâna pe fligonul lui tata, că avea un fligon. Da, fligon sopran, da? O trompetă, da, un pic mai grasă, mai cu un timbru mai apropiat fligonul, de saxofon, dacă okay, vrei, deci mai nasală un pic. Da, mai da, gros. Și îl ținea în cuică și acum săracul să ducea și la o întreprindere. Tata. Muncea acolo, da, da. A muncit la Floarea Soarelui, nu știu cum îi spune. În mai fine, mai aduna, da, niște bani ducându-se și la altă, da, treabă, nu doar de cântat. Da. Și când pleca, eu luam trompeta și îl dârdeiam, suflam în el, aia, aiure, așa. Mama, pleacă mă de aici, că mi-ai zăpăcit capul. Pleacă. Începuturile studiului. Aveam o magazie în fund. Și acolo vă duceați. Că era studioul. Și da, da, m-am gândit eu să fac ambajor, că știam. Și făcând așa ambajor, am început să cânt. Așa. O melodie am auzit, aveam un difuzor de ăla, pe timpul ăla. Și cânta Udilă ăsta. Ilie Udilă. Ilie Udilă, da. Îmi plăcea de el mai mult decât... De Marcel Budală. De Marcel Budală. Normal. Da. Și ascultându-l pe el așa, și niște piese de-astea mai rare, fără să-mi arăte tata. Când a auzit el că eu am început să cânt, ea vină cu acea mă să-ți arăt. Și m-a arătat niște valsuri, niște ce cânta el. Le-am învățat ce ia să mergi cu mine mă la nuntă. S-a prins abia atunci. Dar spuneți-mi, tata nu v-a împins de la spate să cântați? Nu. Adică v-a lăsat domnule să alegă copilul ce vrea el? Da. Nu e ca în ziua de astăzi când luăm copiilor toate instrumentele, le aducem până casă, îi dăm pe la toate sporturile. Doar să o lega ceva, știi? Da, 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 da. Și la un moment dat m-am gândit, tată, să-mi ieși mie un piston de la domnule. Uite, merg cu tine la nuntă și din banii mei mi-i pui deoparte și mi-e trompetă, piston îi spune la asta. Ok. Când mi-a luat tata pistonul ăla, zic, cum să fac eu, domnule, să fac rost de surdinele aia? Aveți în minte să puneți surdinea aia. Era la magazinele astea, muzica pe acolo, era d-alea, de jazz. Da. Da. Nu așa, aia, nu, trebuia nu. Așa, no, așa cum e asta aici, cum vedem, da, acolo, da. Da, da, da. În capăt acolo și... sus, da, 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 da. Eu văzându-l așa, mă gândeam, cum pot să vorbesc și eu cu el, să-mi facă rost de surdina asta. Și într-o zi cântam în casă, singur, cu trompeta. Fără surdină, normal. Nu, cu fligonul ăla lui tata cântam. Da, da. Și trece un lăutar care, Ionel Bob, al lui Stan, frate cu pânărică. Familia lui Bob Stănescu? Da. Aha. Bun. Familia lui Bob Stănescu. Poate fi căutat Ioan Bob Stănescu. Da. Țimbalist. Ce vreau să spun? Ăsta i-a arătat la o verișoară de-a mea, da, cu acordionul. Profesor de acordion. De unde? El era lăutar, știa bine și... de-abia o luase cu game, cu astea. Era un nebunist, voiau și fata, da, să o pună să cânte, da, cu acordeonul. Și-a trecut, da. Dacă avea nevoie de acordeon. Da. Normal. Normal. Și când a trecut așa, m-a auzit pe mine. Și s-a oprit așa. Normal. Și ăsta de cânt așa. Și se duce la mătușa mea și spune... Bre, dar cine e la care cântă, bre, că cântă bine de tot ăla? Cine e la care cântă cu trompeta aia așa? Nepotul. E nepotul meu, da. Cheamă-l cu acest să vorbești ceva cu el. Nu vrei să mergi la o pamitică, mă? Mie. O, zic, mai vorbești.
Asta visam. Da. Zice, fii atent, eu sunt la ansamblu cu el, era la Satul Popular și el, cu el. Ok. Suflători. Da, da, sunt coleg cu el acolo, da, la ansamblu. Și s-a dus la ansamblu și a vorbit cu el, cu Mitică, și mi-a zis, zice, fii atent că peste două zile te duci la ora cu tare și te întâlnești cu el acolo. La... Da. El stătea pe Ion Nou, strada Ioan Nou, așa îi spune. Okay. Unde e asta ca zonă? La în spatele... Unde era Sfânta Vineri? În spatele magazinului Băla Mare. La Unirea? Unirea. Deci pe la Sfânta Vineri, pe acolo, aia zic. Da, 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 la Sfânta Vineri. Pe la Sfânta Vineri, pe acolo. Și m-a luat, când m-a dus, să rămână... Cum arăta? Cum arăta? Avea, cum era îmbrăcat? Cum arăta? Spune-ne. Arăta bine. Arăta bine, se știa să îmbrace frumos. Ochelari ce de soare, mă... alea. Da, avea ochelari. Deci avea, da, atitudine de star, da? Da, bine. Anii 50, ochelari de soare. Era și normal, star, adevărat. Chiar era, chiar, da, era. Pe timp, Hopa Mitică. Știți de ce a spus Hopa Mitică? De ce? Cânta prea multe nunți la ăștia, la Boldene și la Florari. La Florari. Da? Și într-o zi de dimineață, zice, domnule, băia, zice, mai vă dăm bani, mă, mai stați câteva ore. Și da, când le dădea bani, zice, și le cânta în continuare. Și pe el l-a luat somn așa puțin, într-o pauză. Să o fi stărat, da, acolo, o femeie de aia bătrână, o femeie bătrână. Mă, Mitică, mă, hai Hopa, Mitică, Hopa ta, mamă. Hai, ridică-te și... Dă-i mai departe cu cântatul. Și de la aia a rămas cu Hopa Mitică. Hopa Mitică, da, excelent. Și da, cum te-a abordat? Adică ce ți-a zis când v-ați întâlnit prima oară? Mi-a zis, eu i-am spus, Mitică, uite, dacă vii la dumneata, spune și mie cât îmi luați, cât... Lasă-mă, mă, cu astea. Să vedem ce... De ce ești în stare? De ce ești în stare. Și m-a dus la el la casă și mi-a dat trompeta lui. Și am cântat ceva. Zice, să nu mai vorbești de bani. Așa v-a zis din prima. Da. Bine, Mitică, dar atunci, zic, mi-era rușine. Zic, da, eu cum să mă recompensez? Aș vrea și eu să... Uite, nu eram la școală atunci, la școala populară. Am târziu, mă, când am venit în armată, am făcut. Ai vrea să-mi fac și o note, eu. Da. Că el citea bine. Zice, bine, mă, lasă-mă, ia un caiet de la cu portative și bine. Mă duceam la el, zic că am auzit că o sârbă de la fa minor e foarte grea. Eu. I-am spus așa, care mă, asta? Asta vrei, zic. Și lasă-mă că ți-o arăt eu. Și mi-a arătat-o sârba aia. Și m-am dus și m-a ascultat un trompetist care era, zice, sârba asta e frumoasă, dar și e grea. Păi, na, crezi, da, eu. Și nu ți-a luat bani niciodată? Nu mi-a luat bani niciodată. M-am dus eu și am cântat niște nunți de-astea cu fanfara. Da. În timpul ăla. Și am luat o damigeană de vin mișto de la unul de 10 kg și am dus-o lui. Vezi ce înseamnă generozitatea. Da, mă, erau niște vremuri. Eu sper să se mai întâmple și astăzi așa. Da, am auzit că se mai întâmplă, dar mai rar decât ne-am dorit. Adică probabil că dacă unii profesori, da, oameni care ajung să predea la rândul lor, sunt foarte fascinați de performanțele elevului, probabil că ajung în situația asta încât... Da. Era, omul a fost fascinat, fără dar și poate. Sigur că da, dar totuși și-a luat... din timpul lui. Absolut. Să facă chestiunea asta, absolut, lucru, da, care mi se pare de o generozitate extraordinară. Și după ce ai învățat de la Hopa Mitică, ai început să cânți cu lăutarii pe la București. Și la ansamblu de tineret cu Ionel Budișteanu, cum ai ajuns? În 57 ai fost la primul ansamblu. Era niște afișe de-astea pe-n tramvaie. Așa. Hai că ajungem și la afișe, că ne-ați arătat aici niște afișe. Și am văzut un afiș de-asta care scria de Școala Populară de Artă. Și eu cu Grigore Ciuciu ne-am dus amândoi și ne-am scris.
Eu m-am ținut de școală și am făcut 3 ani tot. Grigore n-a făcut decât un an. Și n-a vrut să mai fie. Acum începusem să cânt cu toți lăutarii. Adică erau Nepanait armonistul. Care cânta la armonică. Care cânta la armonică. Butoane stânga-dreapta. Butoane, mesofonie era aia care făcea un ton așa și un... Aia era cromatică. Adică armonică. Când apăsai era un ton și când trăgeai era alt ton. Alt ton, da. Mi-ai povestit că avea și o armonică frumos sculptată. Da. Avea un vultur pe ea cu niște pietre pe ea, luată de la sârbi. Aha. De la sârbi a luat. Nu mai știm brandul, dar... Era un om extraordinar. Moldenii murea de el. Era o piesă care cânta, numai el le cânta, dar frumos de tot. O horă, și, nu? Cum? O horă. O horă, da. Ce-am vrut eu să... El a ținut-o pe sora lui Panait. O pamitică. Avea 2 fete cu el. Aha, aha. S-a lăsat și îți dai seama că Panait l-a băgat pe o pamitică între boldeni. Au făcut un taraf și ăsta e de fapt și primul taraf de ceea ce numim noi astăzi muzică lăutărească și de București. Acum, cam aici, Panait, Hopa Mitică, cam ăștia au început povestea asta. Hopa Mitică, dacă a fost în armată, era mai limpede cu capul decât ei. Ok. Și făcea, de exemplu, cânta o horă, făcea ca să impresioneze lumea, o oprire, de-aia, de exemplu, stătea o pauză și până făcea pam, pam. Ca la armată, ca la muzica cultă. Ca la armată. Da, adică un pic de... spre fanfară puțin. Da, da. Toți îl asculta, toți lăutarii. Și cânta cu lăutari buni, cu Nicolae Vișan, cu Eftimiu, cu Nea Costică, numai lăutari buni. Constantin Eftimiu, da. Da, da, da. Ciuciu, bătrânul. Așa. Mitică, Ciuciu, da. La țambal. Așa. Da. Și ăsta era taraful. Și au început la un moment dat să te ia și pe tine. Prima dată așa. Am cântat cu Ilie Alecu. Aha, Dumnezeu să-l ierte. Ilie Alecu, tata lui era, cânta și cu țambalul și cu vioara cânta. Tata lui. A fost un lăutar de ăștia buni. Și din părinți campion, cum se spune. Un prieten, adică un coleg de la școală, de la mine, da? A zis, zice, face sorme un botez, mă, nu vrei să cântați și la ea? Și mergeți la tata și vă dă bani. Ne-a dus la taxul, ne-a dat arvână, mie și lui Grigore, Ciuciu. Cu basul, da. Așa. Și zice, și l-am și pe Panait, vorbise cu Nea Panait. Cu armonica, da. Separat. Nea Panait nu știa cu cine cântă. Și Nea Panait, când m-a văzut și m-a auzit, o, ia să vii, mă, la mine mâine, că am o treabă cu tine. Ia și trumpeta. Mă duceam la el și îmi spunea, zice, cântă pe asta, cântă pe asta, ți arăt pe asta, zice, și mergi cu mine la boldeni. El de ce? Avea optică pe mitică, că a lăsat-o pe sursa, cu copii. Să-l iau pe ăsta mic, să te optic. Și a zis, zice, lasă că-l fac eu pe ăsta să treacă peste el. Și a fost de mare ajutor. Dar ne spunea adineauri că îți plăcea mai mult de Ilie Udilă decât de Marcel Budală. Poți să ne explici și de ce? Era mai tehnic, mai... Cântau un stil mai nou. Aha. Adică, ce înseamnă mai nou? Începea să dezvolte posibilitățile tehnice ale acordeonului de altă natură decât se întâmplase înainte. Acum, să fiu sincer, Marcel Budal a fost un muzicant bun. Extraordinar. Extraordinar de bun. Da, asta voiam să te întreb, de ce îl preferai tu pe Ilie Udilă? Cânta piesele Marcel Budală simple, mai simple, mai înțeles? Păcând ăsta, cânta complicat. Cu bursa de la izvor, cu Ilie Udilă. Cum era la bursa la izvor?
Pe vremea când cântai dacă deja cu Ilie Udilă. O chestie, uite, mi-a adus acum minte cu bursa asta. Așa. Eram în preajma Paștelui. Așa. Nu prea se cânta, nu prea aveam bani. De ce nu prea se cânta? Se terminase sezonul. Era sezon Paștelui, da. Da. Cum e mai rău. Și mă duc la bursă acolo. Acolo era grătare cu mici, era extraordinar. Cine era acolo? Ion Omol. Mai mulți băieți. Așa. Lăutari. Niște băieți. Da, exact. Niște băieți. Niște. Când vine unul, Bebe Harapu, care cânta cu basul, ăla cânta cu Tobili întâi și a pus pe mâna pe bas. Gata, s-a îndrăgostit de bas. Cânta. Da. Tot ritmul, mai tot gen, ritm. Numai ritmul. Gen tobă. Da, gen tobă. Cum se mai cânta cu basul la țară în vremea. Da, se băga în... Angaja nunți, făcea, era șmecher. Mai mult opera agent, deci, că cu basul mai puțin. Stătea bine cu textele, cum ar veni. Și vine la mine și zice, băi, Costele, bă, am venit cu niște țigani aici și vrea, auzit de tine și zice, nu vrei să cânt la ei? Era de ăștia căldărari. Așa. Deci, pleacă-mă cu ei de aici. Pleacă. Dan, ai un... Bravo, Costele! Alții stă acasă și n-are ce să cânte și tu... Și m-a refuz treburi. Nu, bre, Ioane, cum să... Bă, alții știe să facă afaceri, tu nu știi să faci afaceri. Zice, stai, învăț eu. Ia nunta, da, de la țigane ăștia și îl ai pe Gheorghiță trompetistul, care cânta cu fanfare, da. Și să-ți ai ăia fanfară și dai jumate tu și să-ți rămâne ție jumate, fraierul. Faci pe comisionarul, l-a învățat Ioan Mol, da. Ți-ești tu un comision, trimite băieții la treabă și tu... M-a încântat. Treaba asta. Normal. Și normal, mă uitam, nu era ideea. Măi, Bebe, ce atent, dacă mă duc la ăștia, eu le cer bani mulți și să-mi pune pe toți. Pe toți aici. Și dacă nu mă duc. Vreau. Da, ăsta... Băi, Costele, știi cum e treaba? Să vorbesc cu oamenii întâi și că ei vrea să te asculte puțin. Ca să știe că ești tu. A? Să știe că ești tu, Costel Trompetistul. Da. Că pe vremea aia n-aveai reperul, nu puteai să cauți pe Google. Nu știa că sunt eu. Ah, da mă, chiar. Da, auzit de nume. La radio cu orchestra radio de Costel Trompetistul să mai anunța, zice, dar nu știau cum arată. Și a venit oamenii la mine și zice, dumne, uite care e situația. Noi îți dăm cât vrei dumneata. Nu e problemă de bani, dar vrem să vedem și noi trompeta și numai așa să vedem dumneata ești. Normal. Să vedem surdina, să auzim... Da. Am luat un taxi și mă gândesc, doamne, mă duc cu ăștia, mă vede vecine. A, i-ați luat acasă? Da. V-ați dus acasă la trompetă? Păi trompeta era acasă, nu era cu mine. Așa, și i-ați luat și v-ați dus acasă cu ei, cu un taxi. Și stăteai și în cartier mai bine. Da. Mai... Ce mașini erau pe taxi la vremea aia? Pun și eu întrebări din astea, că sunt curios. Volga. Păi, 50s. Da. Așa. Și ați ajuns acasă, în cartier, la blocul. Am ajuns acasă. Trompeta era lucioasă, frumoasă. Păi cum e și acum? Da, nu, acum nu e. Da? N-am mai dat-o la perie. Dacă o dau la perie, o fac mare, mai frumoasă. Ok. Super. Și când îți fac cutia, a făcut-o... Oh! Așa îmi vine și mie să fac ce spuneam adineauri. Și am început să cânt o coră. Asta este... Să țigănește, cum a zis ei. Gata, bă, ele. Pe timpul ăla am cerut 20.000. 20.000 de lei era bani mulți. Normal. Asta s-a gândit, a vorbit între ei, a scos și mi-a numărat 20.000 pe masă. Toți banii, mă. S-a dat cât s-a strigat. Aveam, cred că aveam la noi ceva mărunt. Ia vezi, tăticule, avem să adunăm 20.000. M-am dus și am cântat. Fii atât. Eu cu trompeta mea și aia cu fanfară, nu prea e acordeoane astea. Țambal, cum te învățasești? Numai fanfară. Da. Atâta? Da. Păi i-am dat o gherghiță aia și mi-a luat 10 oameni de aia cu fanfara și i-am dat, nu știu, vreo 7-8.000. Așa? Din bani. Și i-a plătit pe aia și m-am dus cu ei și am cântat acolo.
Îi spuneam să cântați mai ușor, că eu nu pot să zbier tare. Deja Costel se învățase cu surdina, cu țambalul, da, cu vioara, cu altă. Finețe, da, finețe. Era cam greu pentru da, mine. Și în fine am cântat până când am terminat programul. Când am terminat programul, domnule, am plecat, că eu am la radio, trebuie să fiu acolo. La orchestră, da, unde sunt angajat. Și Gheorghiță i-a spus, da, mă, el trebuie să plece la radio acolo. Când a auzit așa, Mireasa a leșinat. Câți ani avea Mireasa? Cred că avea 13-14 ani. Acolo. Păi da. Na. Și am mai rămas, ce zic, că n-aveam ce să fac. Ca să ne întoarcem un pic la lăutărie, da, și să vorbim un pic de înregistrări. Ai înregistrat așa, Nea Costele, cu Romica, cu Dona Siminică, da, cu Frații Gore, cu Gabi Luncă. Cum, hai să o luăm cu Siminică. Cum era cu Siminică la studio, la Electrecord, la înregistrări? Siminică avea problemele lui. Adică? Cânta falset. Da, da, da. Și cânta bine falset. Lua pe cine vrea el, făcea o formație și imprima. Normal. Și da, cu Frații Gore cum era? Cu Aurel și cu Victor? Aurel era, cum să zic, un băiat extraordinar. Violonistul era Aurel Gore. Violonistul, da, și bun. Cânta un stil frumos care nici acum nu mai se... Stilul ăla lui. Da. Și m-a zăpăcit pe mine că să... A văzut pe nevastă mea că e gravidă. Așa? Era și... Pe copilul ăsta nu-l bătează nimeni decât eu. Măi, Aurică, lasă-mă că am pe altcineva. Lambru vrea să... Gheorghe Lambru, da, tot teișan, uite că și Frații teișan, Gore teișan, da, și Romica teișan, da, 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 că și Gheorghe Lambru și teișan. Florian, Nicolae Florian. Nicolae Florian, tot teișan. Gheorghe Lambru, socrul lui Leonard Iordache. Da. Nu? Deci asta zic, că teișenii acolo de lângă Târgoviște, da, cam acolo trebuie căutată apariția muzicii lăutărești. Da. Teiș, da, da. Am cântat și da, și până la urmă, cum a scos-o la capăt cu nășitul? Cine a fost naș? Cine a fost naș? Acolo? Până la urmă. Aurică, că m-a zăpăcit. Deci nu s-a mai putut cu Gheorghe Lambru, a câștigat, da, Aurică. Și cu înregistrările cu Frații Gore, cum a fost? În anii 60 a tras la studio el, cu ei. A luat el... inițiativa și a zis, domne, vreau să fac la Electrecord și eu un disc cu vioara. Aurel. A făcut... discul ăla mic. Da. Primul când are disc, mustața aia mică, da, ziceai, da, că da, e Fernandel. Ce zici tu? Adică un single? Un EP. Patru EP, piese. Patru piese, patru, da, piese. Două și două. Și acolo m-a lăsat pe mine, zice, vin cu ace să cânti și tu la Electrecord să-mi faci o returnelă. Și am făcut o returnelă cu aia tare. Frumoasă. Ce-mi place mie cum, da, sunt. Și cu verișoara lor, când au adus-o, cum au adus-o pe verișoara lor? Că ei aveau o verișoară, pe Romica Puceanu, care era verișoara lor primară. Nu prea... Aurică nu prea băga pe Romica în seamă, că avea pe o fată, Leana, care vrea să celebra Elena Gore, care a făcut un disc și ea la un moment dat mai târziu, dar era deja prea târziu ca să se mai clasicizeze cum s-au clasicizat Gabi și cu Romica. Da, și nu era... Nu era ca Romica niciodată, evident. Ca Romica, evident, nu. Evident. Romica și cum era cu ei, cum era în relație ei cu Romica la studio? Nu aveam... Doar că nu voia să o pună, să o împingă. Normal, normal. Mare prietenie, așa. Era mai distanțată Romica. Din ce ai imprimat tu și cu Frații Gore, și cu Romica, și cu Gabi Luncă, da, am văzut că foarte tare îți plăcea să faci pe acompaniatorul. Da. Să cânți gen țambal, gen cobză. Pentru mine, acolo, unde ți-a venit ideea asta? Așa făcea Hopa Mitică sau tu te-ai gândit să faci ca un... Să spun ceva, la Electrecord, ca să, cum să zic eu, să împlinești toată treaba, trebuie să faci ceva. În armonie, în ritm, în toate astea. Și m-am gândit pe ce să stau degeaba. Dacă n-am de Dari Tornela. Și cine era cu țambalul? Era Marangros. Cu țambalul, da. Și cu cobza era tata lui Teișanu, Nea Măslină. Da, da. L-ai prins și pe Nea Măslină. Ai imprimat ultimul cobzar bucureștean. Da, da.
A murit și Nea Victor. Când am venit să cânt pe acolo, pe Floreasca, am auzit că am murit. Dar cu cine ți-a plăcut cel mai mult? Cu Siminică, cu Gabi sau cu Romica? La înregistrări. La înregistrări. Cu Romica mi-a plăcut. Normal. Cu Romica? Pentru că Romica... Ce avea Romica special? Cânta și frumos, să fac. Bine, voce și Gabi bună, cânta frumos acum. Chiar am auzit mai devreme cu Bogdan, ne-am încălzit puțin pentru ediția asta. Nici o femeie nu a cântat ca așa de clar și frumos. Deci nu i s-a spus întâmplător regina lăutarilor, nu? Da, și... Cam... Dintre toate damele, acum, Costel zice că ea a fost... Să mă ierte, și Gabi a cântat frumos. Foarte frumos. Pe asta ziceam. Da. Dar nu ca Romica. Nu. Nu poți să te superi. Da, nu. Păi de asta am și... Da, e foarte drăguț. Da. Și cred că am ajuns până 90 acum, nu? Exact, da. exact. După Revoluție, 90, după Revoluție, da. ușor, 90. Când tu ai avut o idee, după 45 de ani de comunism, da. Ai zis în sfârșit să scriem și noi ce se întâmplă cu muzica noastră, da. Și te-ai gândit să numești o formație Gypsy Star. Da. Era și vorba de Occident, era vorba de deschiderea către Vest și era vorba despre, în sfârșit, nu ne mai îmbrăcăm în bundițe și nu ne mai dă la tezaurul folcloric, acum putem să-i zicem și noi Gypsy realitatea, Star. Realitatea, că mie nu-mi place. Așa. Mie îmi place realitatea. Nu i-am pus eu numele ăsta Gypsy Star. Așa. George Udil a venit. George, a fost ideea lui George. Eu am colaborat cu George întotdeauna corect. Și am avut restul de băieți care nu mai ne-a înțeles. Nu ne-a înțeles și s-a stricat căruța. Păcat. Meseriași buni. Da. Dar dacă ești meseriași bun, trebuie să fii în toate bune, nu? Așa este, și, da. Dar nu e... Și ați ajuns în 90 până la Viena. Deci Johnny Răducanu asta a făcut o cântare. Asta era formula de la Gypsy Stars, asta de pe... Da. Cine era aici, Bogdane? Dacă... Numai puțin. Deci că avem mai bine Constantin Fulgerică, Costel, Ghiță Coadă... O să spui fiecare la ce era? Constantin Fulgerică la acordeon, Costel cu trompeta cu surdină, Ghiță Coadă la contrabas, George Udile la clarinet, Leonard Iordache la țambal. Și pe domnul nu-l recunosc. Nu știu Mircea, cine e domnul. Mircea? Bogdan Mircea. Cu ce cânta? Cu vioara. Cu vioara. Deci violonistul era Mircea Bogdan. Fulgerică. Unchiul lui Fulgerică. Tot de la Brașov. Da, de la Brașov. Bun. Deci asta era pachetul Gypsy Star. Da. Și spectacolul de la Viena, din ce am înțeles, a fost dedicat eroilor Revoluției Române. A fost un concept al lui Johnny Răducanu. Și ați dat o cântare la Viena, la teatru... Operei. La Teatrul Operei. La Teatrul Operei, pe scena... Pe scena mare. Pe scena mare care... La opera din Viena. Nu ajungi, niciun lăutar n-a ajuns să cânte pe scena... Și în ce formulă ați cântat acolo? Într-o formulă care a făcut... Cine era pe la țambal? Leonard. Da? Și Ghiță la contrabas. Pentru că... Băiatul lui Cornel Bosoi cu clarinetul, Nelu. Nelu Bosoi. Lambru, Gheorghe Lambru cu acordeonul. Da. Și Cornel Bosoi cu vioara. Bătrânul. Sperăm să-l avem pe Nelu Bosoi. Johnny cu pianul. Sperăm să-l avem pe Nelu Bosoi la Căminul Cultural, că încă mai cântă și încă cântă foarte bine Nelu Bosoi. Da. E pe lista noastră aproape. Bate la ușă, ca să zic așa. Da. Ce vreau să spun eu cu spectacolul ăsta? Așa. Johnny a luat spectacolul ăsta fără bani să ne plătească. Așa. Noi ne-am dus benevol. Și acolo ne-a dat niște bani de mâncare, cum să zic. Diurnă. Aia. Dar restul, domne, atât succes am avut. Așa. Să vede și pe televizor. De neascuns de 3 ori. Eu cred că din toți artiștii care au fost acolo la spectacolul ăla, nu i-a scos de 3 ori. La 3 bisuri. 3 bisuri, da. Ați avut 3 bisuri. Da. 3 bisuri. Da. Mama. Da, a fost un succes. Da, într-adevăr, cântarea e strașnică și cred că sunt niște înregistrări pe YouTube. Sunt niște bucățele, parcă da. Am văzut, nu? Auzi, ultimul bis, Ghiță s-a dus și a dus basul acolo și bunul ăia care era... Întoarce-te, nene. Dom'le, întoarce-te pe o scenă, că... Da. Și noi ne-am întors și ăla fără bas. S-a dus, a luat basul și a venit pe noi și toată sala a leșinat. Și după momentul ăsta din 90, dacă e să mergem un pic mai târziu, în 2006,
Da. Ai fost invitat cu un taraf pe care l-ai făcut tu pe sufletul tău la New York Gypsy Jazz Festival, New York. Da. Unde avem și o păginuță, cred că găsim pe acolo. Aici, este. Când vi s-au dedicat un spread de mijloc, cum se spune acum, adică paginile centrale, două pagini. Sunt două pagini de mijloc ale în New York Times. New York Times. O avem acolo scanată. Cum a fost acolo la festivalul de la New York în 2006? A fost Grigore cu bas. Grigore Ciuciu. Da, și a făcut Grigore. Mi-a spus ăsta de în Germania, impresarul, Necostele, spune lui basist să nu-și ia basul, că are acolo bas. Și pe avioane, dar el îmi spune mie, eu nu pot să cânt pe alt bas, măi. Eu cânt pe basul meu. Ca și a cărat basul până acolo cu avionul? Dar nu s-a spart până acolo. S-a spart basul până acolo. Exact ce când știa impresarul acolo, că nu trebuie să se întâmple. Da, dar vrei să spun ceva pe undeva în binele lui. Când am venit și ne-am întors, n-am mai găsit nici pe la spartul, nici nimic. Și m-am dus eu cu el la aeroport și am vorbit, domne, uite asta, și să facă o cerere, a spus ăla și i-a duce basul. După o lună i-a venit un baz nou. Deci până la urmă a fost mai bine. Da, mă, mai cinstit așa. Da. Articolul cred că poate fi și acum găsit, că văd că noi avem o captură aici de pe internet. Da, doar că New York Times-ul de vreun an de zile e pe bani și articolele de arhivă trebuie plătit un 2 sau 4 euro pe lună, din câte știu e posibil să greșesc. A gypsy soul that's bittersweet but a heart that beats to swing. Aha, deci asta zic, și cu swingăială, și cu amăreala sufletului, blues, sau cum se spune la muzica lăutărească, muzică de inimă albastră, că uite, vezi cum această asemănare între blues și albastru, care de la aceeași culoare pleacă. Eu am avut plăcerea să cânt piesa asta blestemată, Fi de Stele. Așa. Care e un standard, uite că vorbim de standarde. Care e o piesă excepțională și ca melodie și ca text. Și am cântat acolo așa de frumos. Le-a plăcut extraordinar. Pentru că, vezi, americanii au simțit limpede că poziția lui Costel Vasilescu, trompetistul, exactă în economia muzicii lăutărești, e la jumatea drumului între istoria mitică a genului, aia de-o știm doar din povești, și ce s-a început să se înregistreze. Pentru că muzica lăutărească a cam început să fie trasă după al doilea război mondial. Costel era deja acolo, chiar dacă puști, chiar dacă adolescent. Da. Mie asta mi se pare absolut fantastic, pentru că la Costel avem memoria aia a Bucureștiului mai puțin electrificat, cu mai puține blocuri gri, cu flori la urechile cailor, cum vorbeam, cu terase, cu oameni îmbrăcați de un elegant. Fel. Și nu prea mai avem cu cine să mai vorbim de Bucureștiul ăla. Și Bucureștiul ăla apare foarte drăguț, că te-am văzut că învârți și în cartea lui Costel. Da, Anii de Glorie ai muzicii lăutărești. În ce an a ieșit Costel? Putem să verificăm un pic pe prima pagină? În 2015. Da. Ok? Se numește Anii de Glorie ai muzicii lăutărești. Așa este. Și mă uitam la niște fotografii aici, pentru că sunt foarte multe fotografii. Și prima, trebuie să-ți arăt mai multe fotografii și o să ne și uităm și noi. O să le vadă cu Tony, cu... Până acolo, nenea Costel. Costel la 8 luni. Ceea ce să știi că nu foarte mulți oameni din generația lui Costel au poze la 8 luni. Asta mi se pare o poveste, deci eu să fiu în fața unui domn de 81 de ani din România care are o fotografie la 8 luni, e mai rar, poate de pe la New York, poate de pe la Londra, poate de pe la Paris. Dar la noi, de exemplu, bunicii mei n-au poze de la 8 luni de viață, deci avantajul Bucureștiului, ca să zic așa. Și aici, mă rog, e întreaga istorie, după aia în fotografii, splendide, și e frumos că le-a spus și... explicații la fiecare ca să... Păi da. Când ați plecat prima oară din țară? Când ați avut primul concert în străinătate? Am cântat la un restaurant în Grecia. În Grecia? În Grecia. La greci am cântat cu basul. Cu basul ați cântat dumneavoastră? Da, sigur. Cu contrabas. Să spun cum. Cum?
Eu aveam pe un prieten care cânta cu vioara, un coleg. Și avea o relație pe la... pe unde se... la, cum se spune, la Pașapoarte. Aria, la Aria. A, la Aria. Da, la Aria. Da, da. Am mai pomenit noi Aria. Și Aria, la Aria, dacă îi dădea șpagă, pleca oricine. Nu mai conta că e bun, că e rău. Era cum era pe timpul. Ajutați oamenii să iau decizii. Da. Și a venit lobby, impresul, un patron de la un restaurant românesc din Grecia. Pe cine l-a vrut să lea? Pe Dinicu. Ionel Dinicu. Violonistul. Okay. Okay. Și i-a spus lui Ionel Dinicu că el era șeful. Ne, Ionele, eu nu sunt basist de meserie. Eu cânt cu trompeta. Auzise de mine. Zice, da, mă, știu. Dar zice, taci lângă, merge acolo. Mai era un ciambalangiu, un bătrân, cam uitat, Neasandu, care zicea, lasă Costele să când merge acolo cu noi. Și ți-ai și trompeta. Că nu se știe niciodată. Păi uimești pe aia, odată lași contrabasul și dai drum. Dar eu când m-am dus și am dat vizionare la Casa Albă acolo și a venit patronul, da, am cântat cu basul, i-am acompaniat. Am cântat un program cu clarinetul de aia înzăpăcit. Așa? Moldovenește și de alea repede ca ăla, Emil Drosu. Așa? Jocuri de la Iuț, moldovenește. Studiam că n-aveam ce să fac acasă. Toată ziua studiam. N-aveați internet pe vremea aia. Nu era internet. Doar des pe Facebook ca lumea. Da. Și pe TikTok. De-abia aveam televizor. Studiați că n-aveați de ales ce să faceți de la Costel. Da. Program și patronul ăla când m-a văzut pe mine că cântă și cu basul și cu asta, de ăsta am nevoie. Țin o casetă VHS în mână. Ce cu caseta asta? Spectacolul, primul spectacol de muzică lăutărească. E primul după, spectacol de muzică primul, la... primul. După Revoluție, care după s-a Revoluție, și numit Gypsy Star. S-a spart sala. Ca să fie clar. Am dat la televizor, da, reclamă, da, și a venit de la, din toată țara asta. De la Iași, de la Bacău, de la lume multă. Eu m-am speriat când nu mai puteam să intru în... Când am venit, nu puteam să intru de ei. În sală? În sală. Deși artiștii intră până dreapta, cum ar veni. Și nevastă mea zice, vin și eu la spectacol, vin și tu. Nu am mai putut să... Pe scenă a spus, s-a uitat în culise. Vreau să deschid ușa și făcea, Costele, bagă-mă și pe mine la Costele. Am închis ușa și am plecat. Să striga. Era nenorocire. Ați făcut cu o singură seară? O singură seară. Și de curiozitate, că eu știu, capacitatea sălii Palatului e de 4.500 de locuri. Da. Câți au fost în sală? Ce, mai mult. Mai mult, pe asta mă gândesc eu. Adică erau și pe culoare, și pe... Și pe scenă. Și pe scenă. Da, era, domne, prima pe scenă oară era când mult se putea cânta muzică lăutărească, fără frica, uite, se vede represaliilor sau fără vreo idee de tipul... Hai aici să mai aducem și o solistă de muzică populară, hai să mai vină și una să mai cânte o, cu o bundiță pe ea, hai să, adică... A fost lăutărie cap-coadă. Lăutărie cap-coadă. Știi câți bani am luat de la când am făcut concertul? După concert, 800 de mii. 800 de mii de lei era ceva pe timpul ăla. La momentul nou. Era 70 de mii o mașină. O Dacia, da, pe vremea, da, atâta era, da. Așa, și 60-70. Eu ce m-am gândit? Dacă am făcut noi spectacolul ăsta și a venit atâta lumea și n-a avut loc, care sală ar putea de în București? Păi ce mai avea? Polivalenta. M-am dus la Polivalenta, am angajat-o pentru vineri și sâmbătă. Și ați făcut și acolo? M-am dus și am lăsat biletele, cum ar fi acum. Peste o oră mi-a dat telefonul directorul. Ce le-ai făcut la ăștia? Că s-au vândut biletele. Tot? Tot! Tot. Mama. Da, Costel era huge și în anii 80. Așa ceva nu se putea să se pună afiș Gypsy Star în 87, 88, 89. Nu. Că nu se putea să cânta nu-ți botezuri cu mătrii. Da. Și atunci după 90, hai cu spectacole, tăticule. Păi, da, am făcut, bum. Am făcut societatea asta, eu am făcut-o. Societatea Gypsy Star. Gypsy Star. Ador.
societatea gipsistare. Da, da, e extraordinar. Eu am avut ideea, dar idee proastă, dacă vreau. Până la urmă. Că nu m-am înțeles cu ei, ca oamenii. Da. De exemplu, ei vrea să cântăm, să luăm banii ca la nuntă. Păi nu se poate. Când ai o societate de asta, trebuie să bagi banii în cont. Costel dorea antreprenoriat, iar cu lăutarii din București n-a putut mai mult. Scutit de impozite. Păi ne-a luat jumate impozitul statul. Da, normal. Și am luat și ei niște nimic. Da, da. M-am supărat, am chemat un avocat și i-am dat afară pe toți. Spuneți-mi o chestie, la concertul ăsta, la primul concert de la sala Palatului. Da. Că lumea era obișnuită la genul ăsta de muzică să mai faci și tot dedicație. Da. S-au făcut, nu? Se urcau pe scenă, nu? S-a aruncat pe scenă. Păi asta zic, adică nu e doar ca la concert la sala Palatului. Nu, se aruncă cu bani, se pune și pe țambal. Da, da. Acum cânta Florica Rosioru și era fane spuitorul. Așa, și alții, da, și alții venea și dădea pentru fane zboitorul, pentru... Acum eu, să fiu sincer, nu-mi convenea mie să dea bani pe cine. Mă, dacă vrei, vino discret, așa. Discret, așa. Aveam pe ăla cu stația, te duci și iei banii. No, ei vine, s-a urcat pe scenă și vine la microfon. Show-off, balcanic. Aici era show-off. Și cam acolo începe, mai avem un poster cu Tineretul de la Manele, dacă poți să-l găsești tu pe acolo, pe undeva. Sigur că da, păi cum? Pentru că după aia Costel a mai avut o idee extraordinară, un picuț mai târziu, să facă niște show-uri care sunt de fapt strămoșul dinozaur al tuturor spectacolelor de revistă cu Manele. Bucură-te că tu o să vezi și numele, exact. Că am și eu duplicatul aici. Da, deci avem așa. Societatea Gypsy Star prezintă sâmbătă 22 februarie 97 la ora 18 la sala polivalentă Vin Țiganii din Banat. Spectacol concurs, se acordă marele premiu pentru cel mai bun cântăreț al anului. Și avem așa. Astăzi, Nicolae în primul rând, afișul ăsta era cu amendă direct. Ador. Nicolae Guță, Constantin Ionel Călin, Moșu Călin de acolo din Banat. Bă, Sandu Ciorbă, la care n-avem poză. Stai puțin, că mergi prea repede. Bă, deci nu, asta e poza lui Nicolae Guță? Da. Dar arăta super cool. Pentru prima enorm. Dată a venit și a cântat aici. Da. Bă, dar pare că nu are nicio legătură deci cu Nicolae firmă. Guță de astăzi. Constantin Ionel Călin, Moșu Călin, foarte mișto de la Banat. Sandu Ciorbă, care înțeleg de cu la Costel Călin că... Călin am mai cântat eu. Na... Sandu Ciorbă, ce s-a întâmplat? Că n-a venit cu poza. Unde? Cu Călin? Cu Sandu Ciorbă. Sandu Ciorbă n-are poza. E... N-a adus-o. Precum proprietarul de la Digi, care nu există nicio poză cu el. A venit după aia, după ce am făcut afișile. A venit târziu, a ajuns târziu, da. Cu poza. Nicu Bănățeanu, care ăsta a cântat și cu Torogoata. Da. Așa, Ștefan de la Bărbulești, Adrian, copilul minune, l-avem aici în stânga. Bă, Jean de la Craiova. Are Adrian, fie, superb, păpuștan, așa, pe un jeans. Puțin și cu părul. Jean de la Craiova, Sorinel Puștiu, Dorel de la Popești, fantastic. Jean, Simona. Jean, câți ani avea aici? 12 ani, 13 ani, câți ani? Nu, era mare. Jean e singurul... 17-18 ani. Da? Jean e singurul interpret de Manele, vreau să spun treaba asta, să rămână la Căminul Cultural din România, care are disc vinil. Nu există niciun alt manelist, adică Guță, Adrian, Salam, Sorinel, toți ceilalți, nu au. El are un vinil Electrecord, Eurostar, în 90, imediat după Revoluție, vinil, el cu chitara, foarte drăguț. Simona, care cânta foarte frumos, fata asta, Simona. Simona foarte asta, bla, asta era o cântăreață excepțională. Da. Ce s-a întâmplat cu ea? Ce s-a întâmplat? Bun, am înțeles. Cu droguri, cu chestii. E linia aia cu da, adică ce s-a întâmplat la începutul anilor 90? Traian Sfântu? Da. Draga Olteanu Matei de un pic de comedie, Nicu Constantin, da. Paul Călinescu, Nichi Costescu, care prezenta foarte haios poveștile astea. Da. Costel Hanțu? Neluță Neagu cu Costel Hanțu, care erau pachetul. Formația Gypsy Star. Acolo formația... a greșit. I-a pus tot pe Costel și pe Neluță. La noi a pus Dan Armeanca. Și formația Dan Armeanca, care deja... Acum, bă, dar așa este, sunt inversate numele. A greșit. Când făceam afișile, făcea cât un ăsta să-mi dădea să mă uit să vedem dacă e bine. Da. Și aici nu vi l-a dat? Și aici mi l-a dat și am spus, uite, ai greșit aici. Și a făcut afișele normal. Așa a rămas. Am înțeles. Și aici la final avem așa, dans oriental, cele mai îndrăgite balerine, sponsorul spectacolului Gruișor. Cine e Gruișor? Sau cine? Biletele Gruișor se pot procura de la sala polivalentă. Un cine era domnul Gruișor? Prieten al lui George Odilă. Ok. Care
sponsoriza. Foarte frumos. Unde l-a sponsorizat? Biletele se pot procura de la Sala Polivalentă, Sala Palatului, Teatru Constantin Tănase, Metrou Unirii 2. Da. Și Constantin Brâncoveanu. Deci erau puncte de desfacere, nenicule, nu? Societatea Gypsy Star, asta e un pic înainte să se desfințeze societatea, nu? Spectacole târziu. 97 vorbim, începuturile manelelor, târziu. Practic, că acolo... Da. Mulți dintre cei care ne urmăresc nici nu erau născuți. Da, da, având în vedere totuși că am început cu Fane Vișan, Chioru și cu băieții care cântau în anii 40, eu zic că suntem deja târziu în 97. Așa e deja foarte târziu. Să spun, spuneți-ne. Adrian, cu Adrian. Cum? Cu Adrian Minune. Adrian de Revoluție. Da. Ăsta, bărbatul lui Gabi Luncă, da. Ion Onoriu, Onoriu, da. A făcut un spectacol mare pe Dinamo. Ăla a fost un spectacol uriaș. Intrare, fără bani. Liber? Intrare liberă. Intrare liberă pentru romi. Da. El mi-a spus, domne, vorbește cu George, vorbește și cu Lambru și cu ăsta, să veni să cântăm și noi acolo, că facem spectacolul ăsta mare. Da. Bine, domnule. Ne-am dus și am început să cântăm. În timpul ăsta, după ce am cântat două, trei piese, vine unul la mine. Așa. Nea Costele, am o rugăminte la dumneata, da. Avem un copil mic aici, pune-l să cânte, pentru că cântă frumos, extraordinar. Care, mă? Uite ăsta, avea un acordeon. Și era Adrian. Adrian. Cât el de mare, urmând. Avea, cred că, 8 ani, 9 ani. Da. 10 ani, cam așa ceva. Dar zic, stai, mă, dar să-i facem... Am luat o batistă de-aia și am legat... curelii la spate ca să, ca să nu-i cadă acordeonul. Să nu-i cadă acordeon. Și a trebuit, a început să cânte. O voce frumoasă ne-a plăcut la normal, toți. Normal, n-ai extraordinar. Cum. N-ai cum. Ne-a plăcut. În fine, după vreo lună de zile am o nuntă la Craiova. Așa. Aveam. La unul erau Dragavei, îl chema. Dragavei pe țigănește... Ștevie. Ștevie. Ștevie, da. Și Dragavei, ăla vine la mine. Mă, Costele, am văzut la televizor când ați cântat pe la și v-a venit puștul ăla. Ăla micu, nu poți să mi-l aduci, mă, la nunta, la fime, când ești pe data tăcutat. Dar zic, să încerc, mă, să-mi vedem, să vedem dacă vrea să meargă, că e copil mic. Și iau mașina și mă duc la el acasă. Unde v-ați? La Ștefănești? La Ștefănești. Și era Măsa Mare, aia l-a crescut pe el. Și era impresarul? Da. Cine? Bunica. Bunica era impresarul, cu ea ați vorbit, nu? I-am spus, uite bre, e o nuntă și îl vrea să cânte. Să vină Adrian. Da, să vină Adrian. Îl leau în seara asta, că mâine plecăm la Craiova, să culcă la mine și plecăm dimineața, a doua zi. Maică, dar să ai grijă de el, maică. Normal. Păi cum să am grijă, să poate? Păi dar am grijă ca de copiii mei. Și l-am luat. Și l-am dus acolo, i-a zăpăcit pe aia. Normal. Le-a plăcut extraordinar. Normal, n-ai cum, nu, la Adrian e... Aia a fost prima nuntă care l-am luat eu și a cântat. Frumos. Prima lui nuntă, pe asta spun că... De asta, pe de o parte, spun eu că frontierele sunt periculoase în cultură. Când mă întreabă pe mine oamenii, mai scriu oamenii mesaje, Bogdane, dar unde se termină lăutăria și începe maneaua? Păi că stau de vorbă cu Costel, sunt repătrund. Da. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, Costel povestește inclusiv în anii de gloria ai muzicii lăutărești despre Jean, despre Vali, despre Adrian, despre Sorin Necunoscutu, despre fratele lui Sorin Necunoscutu, Romeo Bombasticu, îi spune Costel, da. Pe care noi îl știm, era mai aproape de hip-hop decât de maneaua aia clasică. Și faptul că Costel a reușit mie tot să facă... Sorin Necunoscutu îmi place mai mult. Și mie enorm, enorm, dar vreau să spun că a face un arc peste timp între Romeo Fantastic și Fane Vișan Chioru sub Podul Grant în anii 30, da. Toate pe da, dedesubtul... Da, mă, aceste alea, trompete, da, alea. Care o avem aici în față, da, da. Pentru mine asta este și de asta spun, cum spunea Costel când desfăcea trompeta. A cântat și la corturi, a cântat și pe scena, cea mai mare scenă. A cântat Viena, și la New York, a cântat și la Viena. Și la opera de la Viena, da, da, da. Asta zic, adică
pentru mine de asta, cum spunea, că dacă se desface cutia aia și eu îl văd pe Costel în fața mea desfăcând cutia, ăia începeau să urle, așa îmi vine și mie, dar mă abțin. Și mie îmi vine să urlu când aud numai când face clanț și se desface trompeta, pentru că e o lume acolo în omulețul ăsta. Nenea Costel, vă mulțumim din suflet pentru cea mai mare plăcere, pentru povești, pentru prezență, pentru faptul că ne-ați binecuvântat cu trompeta aia, că a fost așa ca un fel de... Da. Ne-a dat din energia ei. Că dacă stau să mă gândesc câte a adunat trompeta asta și de la început... Și cât o fi văzut. Păi asta zic, cât o fi văzut asta. Și dacă vreau să vă spun toată viața mea și unde am fost, ne trebuie vreo o lună. Dacă v-a plăcut și vouă mica noastră reverență, o să-mi spuneți, sper, într-un comentariu mai jos, unde vă aștept și de data asta, inevitabil. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!